Vom vorbi despre cum vorbește Dumnezeu în biserică. Dumnezeu, în primul rând, corectează. Ce înseamnă asta? Hai înainte totuși să fac un desen, că am aici tabla asta. Dumnezeu corectează. Ce înseamnă că Dumnezeu corectează? Să presupunem că vine cineva, vrea să vină cineva la... După aia mutăm, care roți. Da? Vrea să vină cineva, o aduc aici așa ca să fie lângă mine. Vedeți pe ceilalți. Da. Ok. Cineva vrea să vină la întâlnirea bisericii, da? Și facem o intersecție aici. Hai să facem o intersecție rapid, așa. Așa. Vă place intersecția? Arată bine. Ok. Aici, practic, intersecția... asta e... Aici facem un triunghi. Aici e biserica, da? Aici e biserica. Asta e strada... Cum se numește strada? Cum? Nu. Cea principală, mare. Nu. Revoluției. Deci asta e strada Revoluției. Revoluției. Da? Strada Revoluției. Vine o mașină, numai că e interzis aici, nu? Pe Sinaia. Asta e Sinaia. Sinaia. Și atunci nu aici, că aici e biserica. Ok. Da? Ok. Și vine cineva, vrea să vină la întâlnirea bisericii, cineva care ne privește doar online, n-a fost niciodată aici încă, vrea să vină la întâlnirea bisericii, da? Și nu știe exact cum să ajungă. Vine pe Sinaia și aici e mașina, aici e strada și aici vine mașina, ok? Așa merge mașina, da? În mod normal, ar trebui să o ia la stânga. Este? Da? Ar trebui să o ia la stânga. Dar, pentru că nu știe exact unde e locația, el merge înainte, pe Sinaia. Noi, care ne-am gândit că s-ar putea ca cineva să vină și să caute strada Eminescu și biserica, am pus pe cineva aici, da, care îi face cu mâna și zice, hei, face așa cu mâna, stai. Și omul ăsta se oprește cu mașina și îi zice, vrei cumva să mergi pe... vrei cumva să mergi la Biserica Creștină Noua Generație? Și el zice, da, exact acolo vreau să merg. Știi unde e? Și el zice, asta e direcția greșită în care mergi. Asta e direcția greșită. Dacă vrei să mergi pe Eminescu 24, atunci trebuie să mergi la sensul giratoriu, da? Mergi la sensul giratoriu, te întorci și mergi în direcția aceea. Acum vă spun ceva. Asta înseamnă corectare. Asta înseamnă corectare. Omul venea încolo, el a zis, stai un pic. Nu mergi bine. Ca să mergi unde vrei să mergi, trebuie să te întorci și să mergi să mergi în direcția cealaltă. Acum vă întreb pe voi. Îi rău omul ăla? Că l-a corectat? Nu-i rău. Dimpotrivă. E prietenul lui. Prietenul tău, nu? Așa este? Te-a ajutat. Ok? Bun. Deci asta e corectarea. Acum, hai să vedem cum
cum vedeți voi, cum v-a vorbit vouă Dumnezeu despre partea asta, corectare? Care dintre voi vreți să începeți? Toți avem copii, deci ne este ușor la toți. Ok. Așa mă gândesc. Dacă ne gândim la cum ne corectăm copiii și ce stă în spatele intenției noastre de a-i corecta, atunci e evident că le vrem binele. Adevărul e, copiii nu totdeauna văd asta ca și cum le faci un serviciu. Se supără pe tine. Majoritatea copiilor, când îi corectez, nu înțeleg de ce. Așa e, așa e. Dar cum ne vorbește Dumnezeu ca să ne corecteze? Dacă aveți o situație în care pe voi v-a corectat Dumnezeu. Da. De exemplu, în gândire. De cele mai multe ori atunci când ascult mesajul pastorului Marin sau al pastorei Atena, mi se întâmplă ca Duhul Sfânt să corecteze gândirea mea. Și, de exemplu, duminica asta, ai spus despre faptul că Dumnezeu, atunci când venim la biserică, nu-i vina persoanei care are mesajul că tu nu te poți conecta la Dumnezeu, e vina mea că nu pot să mă conectez la mesaj. Și atunci, cred că Duhul Sfânt... Neapărat vina cuiva. Da, dar că eu sunt responsabilă. Da, sau... exact. Asta, da. Da, că eu sunt responsabilă să mă conectez la Dumnezeu. Și cred că Duhul Sfânt a schimbat ceva în mintea mea în momentul ăla. Cum? Ți-a zis, hei, Gabi, dacă vrei să te conectezi la mine, nu? Da. Ilustrația asta, am stricat, poate trebuie să fac alt desen. Dar dacă vrei să te conectezi la mine, atunci ai nevoie să mergi la rondul ăla, adică să faci stânga împrejur, să nu mai gândești că îți alții de vină pentru că eu nu mă conectez la Dumnezeu sau Dumnezeu nu este aici sau Dumnezeu nu știu ce. Nu, Dumnezeu e prezent, indiferent cât de întunecată e locul sau biserica sau orice. Da. Nu? Da. Și să mergi, să te întorci, adică să, nu? Ți-a zis practic procesul în care da, să faci asta. Da, exact, da. Să mă întorc și să primesc ceea ce... Adică nu e, Dumnezeu are un cuvânt pentru mine. Nu se întâmplă ca Dumnezeu să nu aibă un cuvânt pentru mine într-o zi. Și cred că asta. Că să am așteptări. Și... Foarte tare, da. Eu cred că e așa... cred că cea mai mare provocare e aici la... a primi corectare, că de multe ori ne gândim sau credem că știm să facem lucrurile și nu ne place să vină altcineva în viața noastră și să zică mă, nu faci așa bine sau trebuie să schimbi ruta. Și eu am pățit asta de mai multe ori când am crezut că fac bine sau că am dreptate într-un anumit lucru și nu aveam. Pentru că aveam o perspectivă așa, pe moment, în situație și țin minte așa o situație în care eu am trecut, în care am fost implicat așa cu familia mai mult, adică au fost ceva probleme în familie și eu cumva am fost așa eu rănit, mi s-a părut că nu se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui, că nu e drept și... Știu că am avut o discuție cu tine în care m-ai corectat și mi-ai zis, Paul, nu mergi într-o direcție bună. Unde vrei tu să mergi, nu se ajunge pe drumul ăsta. Nu așa se face. Și în momentul ăla așa mi-a fost... Vroiam să ajung unde îmi ziceai că trebuie să ajung. Pe drumul tău. Da, exact. Dar pe drumul meu. Și pe drumul meu era interzis. Adică chiar era interzis și... Știi cum Biblia zice că diavolul stă ca un răgnește ca un leu gata să apuce, gata să prindă și chiar așa a fost. Adică poliția noi când greșim drumul și mergem pe interzis, poate nu te prinde și ai scăpat sau așa, dar
Diavolul nu ratează nicio ocazie ca să ne fure. Când noi deschidem o ușă, el intră și își face de cap și ne fură. La un moment dat, stăteam cu Dumnezeu și așa am făcut liniște un pic în capul meu, în inima mea. Și Dumnezeu mi-a zis, mi-a adus aminte de un verset care clarifica așa de mult ce mi-ai spus tu. Care e drumul corect pe care eu trebuie să merg, care e atitudinea potrivită ca să ajung unde vreau să ajung. Și atunci așa au făcut, și asta m-am gândit, că de multe ori noi nu primim, chiar de la un pastor sau de la o autoritate spirituală, nu primim pentru că nu credem că știe mai bine ca noi sau că nu-i în păpucii noștri și nu știe cum mă simt sau așa, dar întotdeauna cred că Dumnezeu, când suntem gata să-L ascultăm pe El, Dumnezeu ne vorbește și direct în inimă și face, pentru mine momentul ăla a făcut așa un click și am știut, mi-am dat seama tot ce am greșit. Și deși mi-a fost greu să recunosc, atunci mi-am adus aminte, este în Proverbe un verset care zice că cel înțelept primește mustrarea, dar cel nebun o respinge. Și cel înțelept, dacă e mustrat și o primește, se face și mai înțelept. Așa, imediat mi-am zis, bă, ăsta e drumul pe care vreau să merg. Și deși corectarea în primă fază adică noi ne gândim, îmi face rău sau nu-mi place sau e inconfortabilă, corectarea când o primim în inimă și lăsăm pe Dumnezeu să ne corecteze prin pastor, prin lider, prin oamenii care El i-a pus în viața noastră, prin cuvântul Lui, noi suntem așa de binecuvântați și primim înțelepciune, devenim mai înțelepți și suntem binecuvântați și protejați de El. Mergem pe un drum corect și ajungem. Chiar dacă e un drum care nu ne place, e un drum mai rău, ne duce la destinația corectă. Poate să fie mai scurt drumul. De obicei e mai scurt drumul. De obicei, da, așa e. Acum, tu ai simțit că ți-a fost greu să primești corectarea pentru că ai crezut că gândești mai bine, dar poate să fie diverse situații la faza asta. Eu, de obicei, când sunt corectată și cel mai des mă corectează Marin, mă oftic, vreau să vă zic de ce mă oftic, că mă gândesc cum de n-am gândit eu mai bine, adică ce cap am, cum de nu m-am dat seama. Mă oftic și câteodată mă și ofensez, dar rar. Am trecut de faza asta, dar înainte mă ofensam, mă tulburam foarte tare când mă corecta cineva, pentru că îmi doream să nu fie cazul. Și mi-am dat seama că de fiecare dată când mă ofensam la corectare, se întâmpla un lucru, nu mai primeam binecuvântarea. Poți să-mi ții un pic tu microfonul? Blocai. Blocam. Da, era ca și cum, dacă vă uitați la mâinile mele, îmi spunea cineva, uite aici, nu e bine, nu faci bine, nu vorbești bine. De obicei eu greșesc vorbind. Asta e problema câteodată. Foarte rar. De obicei câteodată foarte rar. Așa e. Aproape niciodată. De fapt, despre ce vorbim? Ok, revenim. Deci de obicei sunt corectată pentru asta. Că mă ia gura pe dinainte. Și atunci eu mă ofensez. Ce se întâmplă când mă ofensez? Îmi țin acolo ofensa un timp, așa, până consider eu că... Nu, acum mi-am copt-o bine. Îmi plâng de milă vreo zi. Sau... Faza e că atunci când ne ofensăm, da, închidem pumnul și în loc să îl deschidem, începem să dăm cu el. Nu, dar nu dau cu el, dar îl țin așa. Și Dumnezeu vrea să mă binecuvânte, dar unde toarnă? Da. Unde să toarne? Nu mai are loc, nu are unde, purge pe lângă. Dar dacă eu dau drumul la ofensă și îmi recunosc și zic, da, ai greșit, da, trebuie să schimbi asta la tine, atunci și Dumnezeu poate să toarne și eu pot să rețin.
binecuvântarea aia. E mult mai ușor. Da. Și viața începe să înflorească pentru mine. Altfel rămân acolo și mă usuc. De obicei, corectarea, când vine corectarea, vine ca să, practic, Dumnezeu vine și ne spune, nu mergi în direcția corectă. Dacă vrei, cum am spus, dacă vrei să mergi la destinația asta, atunci ai nevoie să te întorci și să mergi pe un Ditur. Alt drum. Să te întorci. Dar ce se întâmplă atunci când cineva vine și spune, da, dar mie îmi place direcția asta. Uite ce frumos e pe aici. Uite ce minunat, ce priveliște, ce... Ce se întâmplă atunci? Ne întrebi așa, ca noi în poziție de lideri sau... Da, cum vorbește Dumnezeu în biserică. La un moment dat, uite, am un exemplu bun. Am fost weekendul trecut la munte cu voi și cu mai mulți. Și Lucas își revenea dintr-o răceală și s-o simți destul de bine, mai avea doar un pic de muculeț, de suflat, era ok. Dar vrea neapărat să intre în apă. În apa la munte e rece. Și i-am zis, ok, Lucas, de data asta nu poți să faci asta, uite, acum abia ți-ai revenit, stai deoparte. Nu, că vreau și o perioadă o stat, după aceea iarăși, hai, tati, lasă-mă, nu, te las, că știi ce, o să se întâmple ceva mai rău dacă te las acum. Și la un moment dat, pentru că o insistat așa de mult, i-am zis, ok, uite, tu alegi ce se poate întâmpla și care ar fi consecințele. Și a zis, bine, nu stau mult și nu o să se întâmple nimic. O mers, o sta mai mult decât trebuia să stea și acum e acasă. Și vorbeam cu el zilele trecute. Da. Și vorbeam cu el zilele trecute și ziceam, așa e că era mai bine dacă nu, pe moment. Că era un moment, a fost un moment care putea o trecut. Dar acum suferă puțin. Și cred că... Aici, Paul, vezi, aici te bat la faza asta. Eu te bat pe tine, adică eu nu-i dădeam voie. Înțelegi? Deci eu nu știu să mă opresc. Nu, 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 nu. Că te îmbolnăvești mai rău. Deci aici e... Dar am zis, din ce perspectivă? Da. Întrebarea e, îl lași să meargă înainte, să se tot duc așa, înrătăcit? Ideea sau... este că oamenii fac, în special în biserică, noi și Dumnezeu n-o să vină să ia bâta la noi. Da. Dumnezeu vrea să ne conducă prin Duhul Sfânt, nu? Nu vrea să ne conducă cu mână de fier, nu? Diavolul face asta. Diavolul ne forțează. Dumnezeu vine și ne spune, dacă noi zicem, da, dar îmi place direcția asta, pentru că, uite, mai trag o minciunică acolo, mai nu știu ce, mai fur un pic de acolo, mai mint un pic acolo, și după aia mă pocăiesc și Dumnezeu spune, dar asta nu te duce unde vrei să ajungi tu. Nu te duce la destinul pe care vrei să-l ai. Te întârzie. Nu te duce, nu te întârzie. Te duce în altă direcție. Și alegerea este la noi. Pentru că suntem în relație cu Dumnezeu. Suntem în relație personală. De aceea, și scopul acestei discuții este unul de slujire. Noi vrem să aducem slujire prin discuțiile pe care le avem aici, pentru ca fiecare dintre voi să luați ceea ce aveți nevoie din ceea ce discutăm și să spuneți, Doamne, vreau să mă las condus de Tine, vreau să mă las, practic, să mă las îndrumat să merg în direcția corectă. Acum, nu este relativ când vorbim de direcția corectă. Direcția corectă este una singură, aceea lui Dumnezeu. Și toate direcțiile noastre trebuie să le racordăm la direcția Lui, să le verificăm cu direcția Lui. Toate deciziile pe care le luăm trebuie să le verificăm în funcție, sau să le luăm în funcție de direcția pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar
Bun, hai să mergem la al doilea lucru. Despre direcție. Pentru că poate că ziceți, tocmai am vorbit despre direcție, dar n-am vorbit despre direcție, am vorbit despre corectarea direcției. Și dacă am vorbit despre direcție, direcție înseamnă altceva. Direcție înseamnă că mă vede toată lumea? Da? Da? Vede toată lumea? Hai să vin aici. Direcție înseamnă că această mașină este aici, omul nostru nu mai este aici, omul nostru este aici. Ok? Și omul nostru vede mașina asta că a încetinit, da? Este, s-a oprit acolo și se gândește, mă, știu că undeva pe aici îi. Trebuie să o iau oare la stânga sau să merg mai în față, dar stă pe loc. Ok? Și omul nostru îi face semn. Hei, domnul, familie, îi face semn și mașina stă pe loc. Și îi face semn și zice, deschide, dă geamul jos și zice, da, despre ceva. Vreți să mergeți la Biserica Creștină Noua Generație? Zice, da, exact acolo, nu știm în ce direcție trebuie să o luăm. Păi, o luați în direcția asta. Și le spune, ok, trebuie să mergeți la stânga și biserica o să fie pe stânga voastră la numărul 24. Ok? Deci asta înseamnă direcție, da? Asta înseamnă direcție. Omul stă aici și îl îndrumă, îi dă direcția omului. Acum, cum aplicăm asta în viața noastră de creștini? Cum ne vorbește Dumnezeu în ce privește direcția? Practic. Acum Cristina se gândește, no, eu m-am gândit atâta să zic ceva despre corectare și acum direcție. Dar pot să revin la corectare. Despre aia am cele mai multe povești. Așa este, dar mergem la direcție. Deci cum ne vorbește Dumnezeu despre direcție? Cum? Sau când? Sau când avem? Când avem nevoie? Când avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbea? Pot să îți dau un exemplu. De exemplu, cineva este Cristina, așa se numește, dacă nu vorbești, vezi? Mi s-a terminat bătut. Ești într-un punct în viața ta, te-ai oprit. În viața noastră călătorim, da? Și la un moment dat, trebuie să luăm o decizie. Ajungem la o intersecție. Da? Avem de luat o decizie. Nu mergem, pur și simplu, închidem ochii și cred că pe aici. Unii creștini asta fac. Pur și simplu, când ajung la o intersecție, bagă degetul în gură și văd de unde bate vântul. No, aia e direcția. Asta este o călăuzire greșită. Noi avem nevoie să ne oprim. Să ne oprim. Cineva m-a întrebat cum se întâmplă sau ce fac atunci când o iau înaintea lui Dumnezeu. Atunci când o iau înaintea lui Dumnezeu este când fac, când iau o decizie sau fac un anumit lucru, așa cum mă gândesc eu că ar trebui să-l fac, nu cum îmi spune Dumnezeu. Atunci o iau înaintea lui Dumnezeu. Ca atunci când
te iei după înțelepciunea ta, cum scrie și în Psalm. Când faci lucrurile în forța proprie, înțelepciunea proprie, experiență din experiență, pur și simplu nu mai îl întreb, nu-l mai întreb pe Dumnezeu, cum a făcut David, de exemplu. La un moment dat, David a avut de dus o luptă împotriva filistenilor și după o vreme, filistenii au venit din nou împotriva lui David. Dar prima dată, când David, înainte să meargă la luptă împotriva filistenilor, David s-a dus și l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Să merg împotriva lor? Cum să-i înfrunt? Dumnezeu i-a dat indicații specifice. A doua oară, David putea să zică, nu, mi-a zis odată Dumnezeu, în aceeași circumstanță, nu, mă duc înainte, cum știu eu mai bine. Dar nu, David l-a întrebat din nou pe Dumnezeu. Da. Ok? Direcție. Cred că e foarte important aici să, cel puțin eu, asta am văzut în viața mea, să fii smerit și sincer cu Dumnezeu atunci când ceri o direcție. Să nu-ți fie, să nu fii prea mândru să ceri persoanelor din biserică, liderilor, pastorilor să se roage împreună cu tine. Când ți se pare așa că nu auzi poate vocea clară a lui Dumnezeu, te rogi, dar totuși nu primești răspunsul ăla clar. Pentru mine m-a ajutat întotdeauna foarte, foarte mult să știu că atunci când m-am rugat, nu am fost singură în asta. Am putut să vin la voi, am putut să vorbesc cu voi și voi v-ați rugat împreună cu mine și m-a ajutat asta enorm. Și cred că asta înseamnă biserica, să nu fii singur, să primești direcție și să știi că Dumnezeu e acolo, îți răspunde, dar trebuie să fii dispus să asculți, să-ți dea direcția. Poate nu-ți place direcția pe care El ți-o dă. Trebuie să fii sincer cu Dumnezeu, nu trebuie să accepți doar ce vrei tu să auzi. Și cred că asta e cel mai greu, pentru că de multe ori noi deja ne punem în minte o direcție și venim în fața lui Dumnezeu și îl întrebăm așa că așa vrei și tu. Dar atunci când ești sincer cu Dumnezeu, atunci poți să crezi și poți să ajungi acolo unde vrei. Și eu asta învăț, să fiu smerită, să fiu modelabilă. Știu că ăsta e un cuvânt pe care tu îl folosești mult și îmi place. Tot timpul îmi zic asta, Cristina, să ai o inimă modelabilă, să asculți. Și să pot să vin să vă spun, să pot să spun echipei, să pot să le spun fetelor din grup, să ne rugăm împreună, să căutăm cu adevărat vocea aia lui Dumnezeu și răspunsul ăla pe care El îl are pentru noi. Uneori e și o chestie de vârstă, sincer, să ajungi să gândești așa și de experiență, pentru că poate că după 30 de ani... Vrei să zici maturitatea spirituală. Da, dar și vârstă. Pentru că, da, după 30 de ani gândești lucrurile diferit. Când ai o familie, când începi să ai copii, vezi lucrurile diferit, nu-ți mai permit să faci multe ocolișuri, nu-ți mai permit să faci multe ditururi și multe greșeli și începi, dacă e sincer. Și încep să zici, Doamne, eu chiar nu vreau să greșesc, chiar nu-mi pasă de ce trebuie să fac și ce mă costă, dar eu chiar vreau să ajung la destinație. Și mă gândesc pentru lucrurile simple, că pentru lucrurile care sunt, nu cred că trebuie să întreb liderii pentru fiecare lucru, dar dacă nu vrei să-i întrebi pentru fiecare lucru și vrei să iei decizia corectă, e o singură variantă. Să fii tu aproape de Dumnezeu. Dacă ești tu aproape de Dumnezeu, îți va vorbi Duhul Sfânt în mintea ta dacă îi faci loc. Da. Garantat. Înțelepciunea lui Dumnezeu devine înțelepciunea ta. Așa e. Când tu zilnic stai cu Dumnezeu, n-ai cum să-i ratezi vocea. Dar dacă nu faci asta, ajungi să întrebi pentru orice lucru. Trebuie să fac asta sau fac asta sau fac asta. Tu ai Duhul Sfânt în tine, stai cu El de vorbă. Sigur, îi vei desluși glasul. Că ești al lui Hristos. Exact, da. Da. Și numai asta vreau să zic. Cred că de multe ori diavolul ne și minte și ne face să credem că dăm dovadă de slăbiciune dacă cerem ajutorul. Eu cred că atunci devenim puternici, când ne recunoaștem slăbiciunea în fața lui Dumnezeu, așa cum zice Dumnezeu că în slăbiciunea noastră El este puternic. Când te duci în fața lui Dumnezeu și ești vulnerabil, și ești vulnerabil în fața oamenilor, El te face puternic, te face să devii omul ăla care chiar poate să ia decizii înțelepte și trebuie pur și simplu să asculți și să nu-ți fie frică.
să fii tu. Exact, și asta nu înseamnă că trebuie să fii un super creștin sau un super, super om. Trebuie doar să învățăm să fim disciplinați în să petrecem timp cu Dumnezeu în fiecare zi, să citim Biblia, să ne rugăm, să ne închinăm, să scriem ce ne vorbește, pentru că în felul ăsta noi devenim maturi spiritual. Maturi spiritual nu devenim că venim la biserică duminica sau miercurea sau că mergem la grup. Maturitatea spirituală se obține în timpul nostru personal cu Dumnezeu. În relația noastră personală cu Dumnezeu. Poate fi și întâlnirea bisericii, și întâlnirea grupului, și întâlnirea, de miercuri sau... Dar creșterea mea, baza creșterii mele spirituale, se consolidează în timpul meu personal cu Dumnezeu. Atunci acumulăm. Da. Și după aceea punem în practică. Pentru mine, maturitatea a însemnat un singur cuvânt. Răbdare. Răbdare. Așa am devenit matură spiritual când am învățat însemnătatea acestui cuvânt. Mm-hmm. Răbdare. Pentru că eu nu am răbdare. Da. Sunt genul de om care când fac ceva vreau să văd. Da. Și aici oamenii care nu au răbdare nu se opresc la intersecții. Oamenii care n-au răbdare pur și simplu se duc cu viteză și nici nu văd intersecția de multe ori. Și după aceea când ajung într-o direcție greșită, într-o destinație greșită sau diferită de ceea ce își doresc ei, se întreabă, mă, dar unde-i Dumnezeu? De ce nu m-a ajutat să am succes în afacere sau în familie sau în creșterea copiilor sau în relații. De ce? Pentru că ai ajuns la o intersecție și în loc să îl lași pe Dumnezeu să meargă înainte sau să-ți dea direcția, ai ales tu. Și mai este un pericol când ești în situația asta să te consulți cu oamenii care știi că ți-ar da răspunsul pe care vrei să-l auzi. Sau să-i caut, da, că așa se întâmplă. Sunt doar oameni care gândesc ca tine sau similar, sau fac cam aceleași greșeli și te duci și le ceri lor sfatul. Exact. Pentru că în subconștientul tău tu vrei să aștepți o confirmare a direcției tale, da. Doar că nu este cea bună. Da. Și am fost în situația asta când eram încă domnișoară și luasem o decizie și nu mai vreau deloc să ascult părerile celor care ziceau că greșesc. Nu mai vreau deloc, nu mai invitam la mine. Nu că știam, eu eram sinceră și ziceam, Doamne, eu știu că ei au dreptate, dar poate schimb tu ceva între timp. Așa mă gândeam. Poate tu schimbi ceva între timp și atunci... Ca să fie așa cum vreau eu. Da, dar n-am schimbat. M-am schimbat eu. Numai nu-ți place să auzi părerea celor care gândesc corect? E instinctiv cauți persoanele care gândesc ca tine sau au aceleași nemulțumiri ca să te consulți cu ele. Asta e ok, e important aici de la cine să ceri sfatul atunci când ești într-o situație în care la o intersecție. Și am mai spus asta, cred că e foarte important să ceri sfatul de la o persoană care te cunoaște bine pe tine ca om și care este matură spirituală, poate astea două, care te cunoaște bine și matură spirituală. Care nu o să-ți cânte în strună. Nu o să-ți zică așa cum vrei tu să auzi, ci o știi sigur că îți spune așa cum scrie în Biblie sau așa cum eu vrea Dumnezeu. Eu cred că dacă e sincer, indiferent cine ești, dacă e sincer, știi. Da. Știi că e greșit. E acolo în colțul minții. Da și nu. Aici, da, se poate. Ești cu Dumnezeu... Dacă ești, da. Dacă că ești doar sincer, poți să fii sincer greșit. Cu Dumnezeu. Eu când dar zic sincer cu Dumnezeu, nu mă refer da. La faptul că zici adevărul. Da. Și întotdeauna sincer cu Dumnezeu. Așa, da. Da.
Așa, da. Bun. Este... Învățăm ceva? Învățăm, așa? Ok. Al treilea mod în care Dumnezeu vorbește, deci primul mod este... Care este? Corectarea. Al doilea? Direcție. Și al treilea este inspirație. Eu cred că termin toate bateriile de la telefon. Inspirație. Acum, când e vorba de inspirație, pe schema noastră, inspirație, am zis și duminică, vine omul, mașina asta s-a oprit aici, a luat-o deja în direcția corectă. Inspirația, avem nevoie de inspirație când noi deja mergem în direcția corectă. Avem nevoie de inspirație. De ce? Pentru ca să nu renunțăm. Pentru ca să nu dăm înapoi. Pentru ca să nu ne dezamăgim. Ok? Și atunci avem nevoie de inspirație. Și noi, de aceea, am investit în două steavele pe care le-am pus aici, în stânga și în dreapta intrării la BCNG, pe care scrie Biserica Creștină Noua Generație, BCNG. Și când vine mașina asta, deja e pe aici, se întreabă, mă, la ce număr o zis? Că nu mai știu la ce număr o zis. Mă, renunț, nu mai merg. Nu știu, am depășit, am trecut, n-am trecut. Pe dreapta sau pe stânga o zis? Și dintr-o dată vede vela. Bă, asta e. Uite, acolo e. Acolo e. O primit inspirație. Nu mă duc degeaba. Nu am depășit. Nu, mai am doar puțin și voi ajunge acolo. Am nevoie doar să găsesc o parcare și știu, am ajuns la destinație. Da? Deci, asta înseamnă inspirație. Dar cum primim inspirația la întâlnirile de duminică? Cum primim noi inspirație? Andreea, numai tu ai rămas. M-ați lăsat la cei mai gândi. Cum primim noi inspirație? Mă gândesc, cred că, deci biserica noastră e un cadru extraordinar în care într-adevăr putem primi inspirație și mai ales, sau nu mai ales, dar în perioada asta în care într-adevăr mulți oameni nu știu în ce direcție să meargă din cauza la tot ceea ce se întâmplă și urmăresc știrile, văd partea negativă de peste tot. Cred că Biserica Creștină Noua Generație chiar inspiră oamenii și mi-aduc aminte, la un moment dat am făcut un pact financiar, nu știu exact când în anul acesta, undeva înaintea pandemiei și Dumnezeu, așa am vorbit și cu Bogdan, Dumnezeu ne-a pus în inimă o sumă și după aceea am zis, mă, avem 3 copii, hai să o mulțim cu 3 suma. Și am înmulțit-o cu 3 și am dat-o, dar am simțit așa că e ceea ce vrea Dumnezeu și ne-am bucurat așa de mult. Am fost inspirată aici, în biserică, de pastorul bisericii să facă asta. Pe urmă a venit toată situația asta cu pandemia. Noi ne gândeam de anul trecut să mergem în concediu, făceam 10 ani, să ne sărbătorim, să facem așa aniversarea. A venit și pandemia, n-am reușit să punem nimic deoparte. Dar am zis, Doamne, Tu știi de ce am vrut să dăm banii ăia? N-aveam nicio îndoială în inima mea și am zis că probabil că nu vrei să mergem. Și am venit la pastor Atena, care m-a inspirat o oară din nou. Și am zis, uite, tu ce zici, nu știu, având în vedere toată situația asta, cred că ar fi bine să nu mergem în concediu, zic, poate să zugrăvim sau să facem ceva. Și pastor Atena așa, deci ea vorbește cel puțin cu mine de multe ori numai printr-o privire, deci mi-e de ajuns o privire și am înțeles, o iubesc așa de mult. Ce ți-am zis? A zis în engleză, mi-a zis no way, Andreea, forget it, ți-am zis.
Forget it. Trebuie nu, să mergeți. Dar de ce? Da. Pentru că știu voia lui Dumnezeu. Forget it. Am zis, niciun caz nu vrea Dumnezeu să zugrăvești și să nu mergi în concediu. Nu ăsta e Dumnezeu nostru, că dacă faci asta, încalci poruncile Lui. Nu te odihnești, nu trebuie să faci asta, trebuie să mergi în concediu. Eu știu că Satan întotdeauna vrea să ne fure concediu, asta e chestie veche, da. Ca să nu te odihnești, să nu te relaxezi. Și am zis, în niciun caz nu e voia lui Dumnezeu. Inspirația o primești din cuvânt. Dacă nu e pe cuvânt, uită de inspirația aia, indiferent cine ți-o dă. Poate să fie cel mai mare inspiraționist din lume, dacă inspirația pe care o primești nu e din cuvânt, uită de ea. Da, da, da. Asta e talonul. Și cred că pe fiecare din noi așa de tare ne-ați inspirat și cu privire la concediu, cum toate lucrurile nu mergeau bine și Dumnezeu efectiv a deschis o cale și am reușit să mergem și să avem cea mai frumoasă aniversare și noi și Paul și Alina și Manu și Sori. A fost așa o onoare să fim acolo și ne-ați inspirat și în momentul ăla și Dumnezeu ne-a vorbit prin voi. Deci așa și toate binecuvântările care le-am experimentat și în concediu au fost efectiv, m-am simțit atât de iubită și atât de specială de Dumnezeu în niște momente în care oamenii nu se simt așa, pentru că este o criză din toate punctele de vedere. Și cumva biserica noua generație chiar ne inspiră. Este dintr-o, eu așa îmi place să zic că suntem dintr-o altă lume și când vii aici găsești inspirația aceea. Am fost inspirată de Dumnezeu când am dăruit acei bani, cum zici și tu și a zis și voi, nu neapărat mi-a zis direct să fac asta. Dacă am stat lângă Dumnezeu, Dumnezeu mi-a zis să fac asta. Și pe urmă Dumnezeu mi-a dat de multe ori înapoi banii aceia. Deci sunt niște principii care și la mesajul de dărnicie și la mesajul pastorilor și în grupul și în tot ceea ce se întâmplă în biserica aceasta, sunt niște principii care te inspiră și care te duc în destinul lui Dumnezeu și experimentezi binecuvântarea. Fața asta, ce-o zici, știu, cu ai dăruit lui Dumnezeu, eu nu văd asta niciodată ca și cum faci ceva pentru Dumnezeu. Nu faci nimic pentru Dumnezeu când dăruiești. Da. Nimic pentru tine faci. Pentru că astea sunt uși de binecuvântare, eu așa le zic. Da, exact, uși de binecuvântare. Dacă nu o fac, închid ușa. Așa zice Biblia. Deci nu poți să reinventezi Biblia, să zic, da, poate va fi altfel. Nu, e singura variantă. M-a corectat, vedeți. Ai văzut? Dar îmi place de Andreea. Andreea, de câți ani ne cunoaștem? Mulți. De 16. Mai nu. Da, da. 18. Nu tu, 17. 18. Da, da. Nu mai știu. Din 2003? Din 2003. Faceți voi calcul. 17. Vreau să zic despre tine asta, nu știu dacă mai zis-o vreodată în viața mea, dar tu ești printre persoanele care niciodată nu mi-a ieșit mie din cuvânt. Din cuvânt, din sfat. Chiar și când n-aveai nicio treabă, adică erai liberă să alegi altceva, niciodată n-ai făcut altfel decât te-am sfătuit. Când mi-ai cerut sfatul. Mulțumesc, e onoare asta și vreau să da, să deci fac asta. Chiar am realizat asta. Și sunt mândră de tine, să știi. Da. Da, adică, poate nici n-am avut dreptate întotdeauna. Sunteți voi două acum acolo. Da, da. Auzi, Andrei, poate nici n-am avut dreptate întotdeauna, dar cred că Dumnezeu te-a binecuvântat pentru că ai ascultat ce zici. E posibil. Vreau să mai zic că și la întâlnirile noastre primim noi echipa de slujire, primim așa multă corectare. Absolut. Și până la urmă asta e... E o parte foarte importantă. Am pentru o că diplomă. Așa mergem mai departe și... Ok, continui. Da. Inspirația este, dacă vreți, benzina într-o mașină. Este, noi avem nevoie, ca lideri, avem nevoie să fim inspirați. Ca slujitori de orice fel, fiecare dintre noi de aici și online, suntem copii ai lui Dumnezeu, slujitori ai lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim inspirați și avem nevoie să fim direcționați, avem nevoie să fim corectați.
fiecare. Da. Rugăciunea mea ca și pastor al vostru este ca fiecare dintre voi să... De fapt, fiecare dintre noi, că am spus fiecare avem nevoie, fiecare dintre noi să dobândim o inimă ca și a lui David. Amin. Amin. Cum se ruga David și a spus, Doamne, zidește în mine o inimă statornică, Dumnezeule. Zidește în mine o inimă statornică, o inimă nouă, dă-mi o inimă nouă, Doamne. Ca să putem fi direcționați, ca să putem fi corectați, ca să putem fi inspirați, avem nevoie de o inimă nouă. Astăzi făceam sport împreună cu Athena și cu Sofia și Alanis și am trecut pe lângă o turmă de oi în care erau și capre. Și mi s-a părut interesant pentru că oile și erau și câteva capre pe drumul pe care urma noi să trecem și am început să strig, să am auzit păstorul sau păstorul păstorul oilor care era acolo cu ele striga în felul ăsta și când am auzit, am zis hai să strig și eu. Și am început să strig și eu. Și oile toate, mi s-a părut foarte interesant, toate oile s-au tras de pe drum și s-au dus în turmă. Caprele au luat-o în altă direcție. S-au dus în jos. Înțelegi? Și acum mă gândesc, mă, ce diferență între oi și capre? Oile imediat ascultă, chiar dacă nu eram eu păstorul lor, dar au auzit același semn pentru adunare. Și e foarte important noi să fim oi, ca să putem fi corectați, să putem fi direcționați și să putem fi inspirați de cuvântul lui Dumnezeu, de liderii pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră, de păstorii pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră, de autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră. Și când ne întâlnim cu situații, pentru că nu este o chestiune de dacă, ci de când. Când ne întâlnim cu situațiile, momentele în care urmează să fim corectați, direcționați sau inspirați, să ne punem în postura asta, să ne punem întrebarea, sunt oaie sau capră? Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație. Dar nu te opri aici, intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te nouă live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!